Putem spune, așa cum zicea psalmistul, mulțumim Domnului care zilnic ne poartă povara. În fiecare zi îngrijește de viețile noastre și avem încredere că o va face pentru vecii vecilor. Astăzi vom studia ce spune Scriptura despre a fi sau nu informat. Informat sau ignorant? Știți, omul se naște cu nevoia și posibilitatea de a cunoaște. Dar informația adevărată provine numai de la Dumnezeu. Problema este dată de faptul că diavolul, adversarul lui Dumnezeu, s-a luptat de la creație și o va face până la sfârșit, ba chiar la urmă cu mai multă ardoare, în a ne induce în eroare. Și sub acest aspect avem de face și cu o sursă a minciunilor, nu doar a adevărului. După cum spunea poetul, există în lume o rețea legată de o zină mare, dar merge paralel cu ea o altă linie de rețea la care nu-s nici felinare. Există o sursă de lumină în proiector de sus în jos cu numele Iisus Hristos, dar peste un gol, după cortină, s-a instalat altă uzină, care cu noaptea se îmbină și împarte un întuneric gros. Aceasta e realitatea în care trăim. E ceva, generație după generație, o reeditare a ceea ce a fost în grădina Edenului. Spune Scriptura în Cartea Genesa, capitolului 2 și 3, că Dumnezeu a așezat pe om în grădină și era clar omului cine l-a creat, cine-i proprietarul, cine i-a acordat întreaga favoare de care se bucura de la început. Și Dumnezeu l-a informat și scrie în Genesa 2 cu 15, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreșit. Și exact peste această informație corectă a venit diavolul cu dezinformare. Și scrie în capitolul 3, partea a doua, versetului 1, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Ce credeți, că Adam nu stătea bine cu ținere de minte? Nu a apelat diavolul la un lapsus al lui Adam și a vrut să încurce mintea, ceea ce a și reușit mai întâi prin discuția cu Eva, care și ea la început dispunea de informația corectă și a răspuns versetul 3. Da, Dumnezeu ne-a spus să nu mâncăm. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Iată cum informația s-a bătut cap în cap. De aceea scrie în capitolul 3, vă citesc versetul 11. Și Domnul Dumnezeu a zis, cine ți-a spus că ești gol? Adică de unde ți-a parvenit informația aceasta? În urma cărei alte informații? Consider că lecția asta e foarte importantă pentru că a fi informat sau nu nu are de a face numai cu știința, cu cultura și cu mântuirea. Dacă ne pricepem în vreun domeniu sau altul al artei, dacă stăpânim sau nu bine o profesie, avem un avantaj sau respectiv un dezavantaj, dar dacă vom cunoaște sau respectiv nu vom cunoaște adevărul, ne pierdem sufletul. În Cartea Eclesiastul, în capitolul 11, versetul 9, vorbea Solomon tinerilor, perioada în care capacitatea de receptare a informației este cea mai mare, mă refer la copilărie, adolescență, tinereți. Versetul 9, bucură-te, tinere, tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi, a ști are de-a face cu informația, să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. De aceea nota el în finalul aceleiași cărți, citesc de la versetul 12, al capitolului 12. Încolo fiul ia învățătură din aceste lucruri, dacă ai voie să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai isprăvit.
Și multă învățătură obosește trupul, adică avem limitele noastre. Să ascultăm, dar încheiatul învățăturilor, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Pentru că Dumnezeu ne va chema la judecată. Și dacă nu știm ce avem de făcut, ne pierdem sufletul. Și există riscul, vom vedea pe parcursul lecției, așa cum îi s-a adresat Domnul celor din Laodiceea, să credem că știm, dar de fapt nu adevărul, și să fim pierduți. Haideți așadar să ne cercetăm și să rugăm pe Domnul să ne lumineze cu lumina Lui adevărată. Să vedem dacă ceea ce știm este bine, să mulțumim Domnului de la care ne vine informația corectă, salvatoare, și să ne păzim toată viața de întunericul necunoașterii. Cum s-a întâmplat odată într-o discuție, când cineva, un tânăr, într-un compartiment de tren, a vorbit despre Domnul. Și o doamnă a fost deranjată de cuvintele Sfintele Scripturi și a zis: nu mă interesează, eu sunt necredincioasă. A întrebat-o, habar n-avea, și a zis: Doamnă, cu tot respectul, dar trebuie să vă spun, vreau să nu sunteți necredincioasă, sunteți o neștiutoare. Nu aveți de unde să credeți, că nu aveți informația. Să vedem ce înseamnă a fi informat. Și cum spuneam, în primul rând, în cele sfinte, pentru că acestea sunt veșnice, celelalte sunt cu valabilitate sub 100 de ani. Atât ține viața noastră în vremea aceasta. Cele mai importante informații, așadar, sunt cele despre Dumnezeu și lucrările sale. Amintiți-vă de Iacov, care a plecat potrivit sfatului părinților săi în Mesopotamia să-și ia o fată. Pe drum a avut viziunea cu scara și cu cerul și exclamă el dimineața: Dumnezeu este în locul acesta și eu n-am știut. De atunci cred că Iacov a fost mult mai conștient de omniprezența lui Dumnezeu. Să ne amintim de vremea aceea când chivotul evreilor a ajuns la filisteni. Dumnezeu n-a acceptat să fie batjocorit în diferitele lor capitale pe unde au purtat ei chivotul Domnului. Atunci s-au sfătuit și sub recomandarea înțelepților lor au zis: sunt două posibilități. Să fie o întâmplare, ceea ce a venit peste noi, sau, într-adevăr, evreii aceștia au un Dumnezeu care nu-și permite să fie umilit. Știți cum au procedat? Cu vacile acelea puse la car, fără să fi fost învățate să tragă, cu viței mugind acasă, ceea ce este împotriva naturii oricărei mame. Dar Dumnezeu, prin îngerii săi, a mânat vacile așa, din car, din jurul carului. Și așa spuneau filistenii atunci. Citesc versetul 9 din 1 Samuel 6. Urmăreau totul cu privirea și dacă se va sui pe hotarul său spre Betșemeș, adică spre Israel, Domnul ne-a făcut acest mare rău, dacă nu, vom ști că nu mâna Lui ne-a lovit, ci lucrul acesta a venit peste noi din întâmplare. Și-au dat seama. Să surprindem un alt moment, vremea lui Iov, cuvântarea lui Elihu, citesc din capitolul 37, omul acesta, deși tânăr, avea cunoștință despre Dumnezeu și lucrările sale, scrie aici de la versetul 14. Iov ia aminte la aceste lucruri, privește liniștit minunile lui Dumnezeu și pune câteva întrebări. Știi tu cum cârmuiește Dumnezeu norii și cum face să strălucească din ei fulgerul său? Înțelegi tu plutirea norilor, minunile aceluia cărui știință este desăvârșită? Ce îmi pare interesant, că Dumnezeu, care intervine în dialog după Elihu, păstrează subiectul adus în actualitate de Elihu. Deci acest tânăr era călăuzit. Și Dumnezeu îi se adresează lui Iov, citesc din capitolul următor 38 de la versetul 4. Unde erai tu când am întemeiat pământul?
Spune, dacă ai pricepere, cine i-a hotărât măsurile, știi? Sau cine a ținut frânghia de măsurat peste el? Citeam recent că se laudă niște oameni, să spun de știință, e pseudoștiință, că au aflat acum unde a început viața. Știți, potrivit teoriei evoluției, ci că în puțină apă călduță undeva în fundul oceanelor, germanii. Mare descoperire. Unde s-a încălzit prima dată apa, să apară viața. Dumnezeu pune întrebări pertinente. Erai de față atunci când am făcut calculele matematice, astronomice? Informarea adevărată are de-a face cu Dumnezeu și cu lucrările sale. Ne deplasăm în Isaia 40, acesta este un text foarte frumos. Pe marginea căruia ar putea ține conferințe, oamenii care se cred înțelepți. Aici sunt alte întrebări, de la versetul 12. Cine a măsurat apele cu mâna lui? Versetul 21. Nu știți? N-ați auzit? Nu vi s-a făcut cunoscut de la început? Nu v-ați gândit niciodată la întemeierea pământului? Versetul 26. N-am fost atunci. Măcar să vedem creația, să o admirăm, să apreciem. Ridicați-vă ochii în sus și priviți. Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lor? El le cheamă pe toate pe nume. Așa de mare e puterea și tăria lui, că una nu lipsește. Dacă ar fi să întrebăm când ar trebui să spunem cu voce mai tare, dimineața când răsare soarele, slăvit să fie Domnul, sau seara când apune și apar stelele? Cum scrie și în Psalmul 19, toate sunt minuni care nu vorbesc, dar ne învață. Mărit să fie Creatorul nostru. Dar toate acestea le știm nu doar pentru că am văzut soarele, le știm din Scripturi. Această carte este cartea care aduce cea mai multă informație din tot ceea ce a fost și poate fi sub soare. Pot să fie biblioteci întregi. Sunt second, sunt mici față de această carte. Spune 2 Timotei, capitolul 3, despre Scriptură, și bine este dacă suntem informați, au zis când, versetul 15, din pruncie, cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este suflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să dea înțelepciune. Mulțumim Domnului că ne învață, ne informează despre sine, despre lucrările sale. Ba mai mult, Dumnezeu ne aduce și informații de natură profetică, informații despre viitor, asta în limitele stabilite de El. Că lui Dumnezeu îi place și să informeze, dar îi place și să aibă secrete. Lucrurile ascunse sunt ale Lui. Mulțumim Domnului că ne informează pe termen scurt, dar în Scripturi sau chiar prin mesaje profetice avem informații și pe termen mediu, lung, privind la viața noastră sau chiar pe termen lung privind la istoria umanității. Ce har să avem asemenea informații. Știți cât umblă oameni după informații despre viitor? Tot răsfoiesc pe Nostradamus, se duc pe la vrăjitor, pe la diferite horoscoape, să afle ce a fi și ce or păți. Și noi avem, cum spunea cineva, ziarul de mâine, la noi scris deja, în Biblie. Profețiile ne vestesc tot ceea ce Dumnezeu vrea ca noi să știm despre viitor. Să luăm câteva situații. Genesa 15. Vorbea Dumnezeu cu Avram și zice, citesc de la versetul 13, Domnul a zis lui Avram, să știi hotărât, adică Dumnezeu nu dă cu aproximările, că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei, acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Versetul 15, tu vei merge în pace la părinții tăi, vei fi îngropat după o bătrânețe fericită.
În al patrulea neam, ea se va întoarce aici, căci nelegiuirea amoriților nu și-a atins încă vârful. Ce amănunte! Luăm o altă imagine, Daniel capitolul 2. Îi dă Dumnezeu un vis împăratului babilonian care s-a frământat exact cu ideea asta. Ce-a fi după mine? Se gândea poate la cât va ținea imperiul pe care tocmai îl așezase pe o temelie foarte puternică, dar a uitat visul. Știți că atât a fost deranjat de asta încât era în stare să-și omoare toți consilierii. Dumnezeu însă l-a înzestrat pe Daniel cu harul de a primi acea descoperire și chiar tâlmăcirea ei. Și scrie în Daniel 2:20, profetul a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie, a lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările, el răstoarnă și pune pe împărați. El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. El descoperă ce este adânc și ascuns. El știe ce este în întuneric și la el locuiește lumina. O lumină care îi permite să vadă în viitor. S-a văzut nu doar Imperiul Babilonian, s-a văzut Imperiul Medo-Persan, Imperiul Macedonian, Imperiul Roman, s-a văzut căderea Constantinopolului, s-a văzut ce încă nu a apărut acum, ultimul corn cu toate acțiunile lui, venirea împărăției lui Dumnezeu, praful și pulberea din tot ce e pe pământ. Și ce frumos avem noi acea cântare, se începe cu cuvintele: Dumnezeu și-a ales o împărăție din Avram pe care l-a iubit. Când Dumnezeu a dat visul regelui și când Dumnezeu va aduce o sfântă și binecuvântată împărăție, Doamne, vie! Și ajută-ne să avem parte de ea. Iată și un alt moment cu referire la viitor, Matei 24. Curiozitatea asta, v-am spus, este o permanență în gândirea umană. Când Dumnezeu a pus de altfel în om gândul veșniciei, scrie în Matei 24 cu versetul 36, e răspunsul Domnului la întrebările lor. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Dar Tatăl știe cum va fi în zilele acele, le-a spus, dar exact momentul calendaristic este păstrat tainic și toți care au vrut să-L afle s-au dovedit că nu stau bine cu matematica, puțin spus. Așadar, mulțumim Domnului care ne informează despre trecut, prezent și viitor. Ce interesant în informările care Dumnezeu ne le face, El contracarează planurile diavolului. Dumnezeu, printre altele, vă citesc din Isaia capitolul 44, versetele 25 și 26, are și pasiunea asta. E necesar de altfel să o fac în contextul de adversitate din cosmos. 44 cu 25 și 26. Eu zădărnicesc semnele prorocilor mincinoși și arăt ca înșelător pe ghicitori, fac pe cei înțelepți să dea înapoi și le prefac știința în nebunie. Adică nimic nu funcționează când Dumnezeu vrea să îi încurce. Dar întăresc cuvinte robului meu și împlinesc ce prorocesc trimeșii mei. Și aici dă un caz. Eu zic despre Ierusalim, va fi locuit, și despre cetății lui Iuda, vor fi zidite iarăși și le voi ridica dărâmăturile. Și așa s-a întâmplat. Dumnezeu a și spus prin cine și când va face lucrul acela. Nu se pot pune oamenii cu Dumnezeu. Știți episodul acela, de fapt episoadele acelea din Vechiul Testament, 2 împărați 6, armata Siriei era mai puternică decât acolo Israel. Dar folosindu-se de informarea care venea prin profetul Elisei, toate planurile împăratului Siriei erau dejucate. El a crezut că cineva trădează, până s-a aflat că împăratul beneficiază de aportul unui proroc. Sau să ne amintim de momentul în care împăratul Ieroboam I i-a trimis pe nevastă sa deghizată la bătrânul Ahia, că poate nu o cunoaște. Bătrânul era informat cu lux de amănunte, că adevărata informare ne vine de la Dumnezeu, slăvit să-i fie numele.
În acest context, suntem datori, frați și surori, să transmitem informații adevărate și la timp, în vederea salvării oamenilor, a mântuirii. Cunoașteți rolul jucat de Ionatan în planurile demonice ale tatălui său Saul împotriva alesului rege David. L-a informat de mai multe ori și spune la un moment dat, departe de mine gândul să nu-ți dau de știre. Te voi informa cu promptitudine. David a beneficiat și în cazul răscoalei lui Absalom de informații prin Hușai și cei doi fii ai preoților. E foarte important să aducem informații la vreme potrivit. De fapt, vreau să citim doar din Proverbe 8. A da informații corecte înseamnă a lucra în aceeași echipă cu înțelepciunea. Scrie de la versetul 1, nu strigă înțelepciunea, nu își înalță priceperea glasul. Mă depinde ce buletin de știri ascultăm. Ea se așează sus pe înălțime, afară pe drum, la răspânt, îi strigă lângă porți, la intrarea cetății, la intrarea porții, oamenilor, către voi strig. Și spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu, învățați-vă minte proștilor, înțelepțiți-vă nebunilor, ascultați că ce-am lucruri mari de spus. Și buzele mi se deschid ca să învețe pe alții ce este drept. Gura mea vestește adevărul și buzele mele urăsc minciuna. Toate cuvintele mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat nici sucit în ele. Dar cine ia aminte? Și am citit că înțelepciunea strigă cu voce tare. Oamenii ar putea să audă. Dar nu se duc oamenii la biserică, nu citesc în Biblie. Mai degrabă stau la povești, la taifas. Mai degrabă sunt prezent la un show unde se știe de la început că totul e minciună, totul e pe bani. Ce ciudați sunt oamenii! Înțelepciunea merge la piață cu marfă adevărată și adesea se întoarce tot cu ea în sac. Nebunia merge cu marfă contrafăcută și constată la sfârșitul zilei de târg că dacă avea mai multă marfă trecea tot. Asta e lumea. Dragii mei, ascultați ce spune mai departe înțelepciunea aici. Citesc de la versetul 33. Ascultați învățătura ca să o faceți înțelept și nu lepădați sfatul meu. Ferice de omul care mă ascultă, care veghează zilnic la porțile mele și păzește pragul ușii mele, căci cel ce mă găsește, găsește viața și capătă bunăvoința Domnului, dar cel ce păcătuiește împotriva mea, adică cel ce nu are parte de informația corectă, își va tămă sufletul său. Toți cei ce mă urăsc pe mine, iubesc moartea. Ce tragedie! Deci să ne scriem în această lucrare de transmitere a adevărului. Păzească nebunul Dumnezeu să fie angajat cineva, nici măcar cu o oră pe zi, la poșta diavolului. Că să ducă informații lipsite de adevăr, care să facă rău cuiva. Povestea un bărbat că în timpul copilăriei sale, era vremea războiului, a sucit un indicator care arăta pe unde să se retragă armata, că venea inamicul. Și i-a trimis exact sub bătaia gloanțelor inamice. Și spune el, au murit mulți, ci și acum mă mustră conștiința. Ce m-a apucat pe mine în prostia mea să schimb indicatorul acela? A fost un copil nepriceput, am spune noi. Dar când noi dăm o informație greșită, când de fapt informația bună putea să salveze vieți. Pentru că, menționez în final aici, oamenii pot acționa și sunt responsabili numai în funcție de informația de care dispun. Ce nu știi, nu poți face. Totul depinde de informarea care o ai. Știți cum Iosua a căzut de victimă? Spune-mi, Domnul a îngăduit asta. Căci găbauniții au fost singurii cananiți cărui s-a muiat inima. Dar pentru că nu au avut informație, i-au crezut. Spunea Domnul în această privință, citesc din Luca 12, dar cu asta nu vreau să fie cineva care să spună, aha, deci e mai bine să nu știu că scap mai ușor. Problema e că scap mai ușor, dar nu scapi.
Luca 12, versetul 47. Robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Da, nu scapă. E vinovat că n-a vrut să se informeze, că doar nu se poate la urechile lui să nu fie auzit, să nu se fie auzit glasul înțelepciunii. Cui s-a dat mult, îi se va cere mult și cui s-a încredințat mult, îi se va cere mai mult. Citim și Roman capitolul 2, tot în ideea că e bine să știm, dar nu scapă nici cei ce nu vor să știe. 2:14. Când neamurile măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii. Adică ceva, o brumă de informare, un minim, a lansat Dumnezeu prin creație pentru fiecare om. Și oamenii vor fi judecați în consecință. Dar scrie aici de la versetul 17, tu care te numești iudeu, care te rezim pe o lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău, care cunoști voia Lui, care știi să faci deosebire între lucruri pentru că ești învățat de lege. Și 20. Pentru că în lege ai dreptarul cunoștinței depline și a adevărului. Adică Dumnezeu ni s-a descoperit în tot ce aveam nevoie. Reține sintagma asta. Dreptarul cunoștinței depline și adevărului. Mulțumim Domnului care ne-a făcut de cunoscut tot ce aveam nevoie. Amin? Noi să dorim să fim informați și în măsura capacității, responsabilității, să informăm și pe alții. Iată și două exemple despre a fi informat. Iosif și frații lui. În Genesa 37 este scris că Dumnezeu i-a dat lui Iosif două vise. Informații despre viitor. Nu le-au crezut. Au fost deranjați de ele, frații lui, chiar și părinții. Dar rețineți, informația reală e cea care vine de la Dumnezeu, cum am spus de la început, și ea întotdeauna este în acord cu planul lui Dumnezeu. Deci, de fapt, te-a informat cu ceea ce aveam plan să fac. Știți, l-au vândut pe Iosif, vremea a trecut, ajungem în capitolul 42, de la versetul 6, vă citesc. Iosif era mare în țară și el vindea greu la tot poporul din țară. Frații lui Iosif au venit, s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui, cum au fost visul cu snopii, nu? Un snop culcat și alt în picioare. De fapt, toți culcați. Iosif i-a cunoscut și scrie aici în versetul 9 și a adus aminte de visurile pe care le visase cu privire la ei. Informația care o primise la Dumnezeu era foarte curentă. Citim în capitolul 45, în momentul descoperirii identității lui, versetul 3, eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu. Dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. S-au blocat. Și acum vorbește Iosif, versetul 5. Acum nu vă întristați și nu fiți mâgniți, căci m-ați vândut ca să fiu adus aici și ca să vă scap viața, m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Versetul 7, Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră. Cu siguranță că au discutat și de vise. Că întotdeauna ceea ce spune Dumnezeu este absolut adevărat. Și se împlinește. Mulțumim Domnului care ce spune are putere să împlinească. Cum spunea și regele Solomon la un moment dat, ce a vorbit Dumnezeu cu gura lui, tatălui meu, uite, a împlinit. Celălalt exemplu îl luăm din viața lui Solomon, dar într-o altă ordine de idei, citim la 1 Regi, capitolul 10 și apoi în capitolul 11. În dreptul lui am notat următoarea frază. Informația multă, adică înțelepciunea în tainele lui Dumnezeu și ale creației, oferă, dar nu obligă la un comportament înțelept. Rețineți, informația multă despre Dumnezeu și lucrările sale oferă, dar nu obligă la un comportament înțelept. În 1 Împărați 10 avem
Câteva referințe despre întrebările care le-a pus împărăteasa din Seba, răspunsurile primite. Și scrie în versetul 3, Solomon a răspuns la toate întrebările și n-a fost nimic pe care împăratul să nu fi știut să-i lămurească. Și zice ea în versetul 6, deci este adevărat ce am auzit în țara mea despre faptele și înțelepciunea ta. Dar nu credeam până n-am venit și n-am văzut cu ochii mei. Și iată că nici pe jumătate nu mi s-a spus. Tu ai mai mult înțelepciune și propășire decât am auzit mergându-ți faima. Toate bune până aici. Dar întoarcem pagina în capitolul 11, unde scrie așa. Citesc la versetul 4. Când a îmbătrânit Solomon, nevestele au plecat inima spre alți Dumnezei și inima nu i-a fost în totul la Domnul Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. Este scris ce a făcut și apoi în versetul 9 scrie, Domnul s-a mâniat pe Solomon. Poate ne miră uneori, cu atâta înțelepciune, avea cunoștințe ca nisipul mării, să fie în stare să construiască temple idolatre. Da, că tot el zice în cartea Eclesiastului că puțină nebunie, mire înțelepciunea și slavă. Așa zicea și profetul Ieremia cândva. Și am crezut că numai proștii nu știu. Și m-am dus la cei mari. Și a constatat că-s proști grămadă. Adică nici ei, măcar că știau, o respectau. A ști mare har. Dar a ști cu a împlini, nu-i tot una. Să ne ajute Domnul să fim informați. Aici pe bancă era o Biblie și m-am uitat să văd dacă scrie cumva numele fostului proprietar, că e pierdută mai de mult, n-am găsit de a scria, deschide, citește, apoi împlinește. Doamne, ajută-ne! Să trecem la partea a doua, ignorant. Să învățăm cum nu, despre felul în care nu trebuie să fim. Nerecunoașterea lui Dumnezeu sau necunoașterea lui Dumnezeu, a lucrărilor Lui, de creație, a providenței sale și cei mai măreți a lucrării de mântuire, este cea mai mare ignoranță, cum aminteam cazul acelei femei. Dar ignoranța asta nu are de-a face numai cu calea mântuirii, ci și cu nerecunoașterea Dumnezeu în toate problemele vieții. Le spunea Dumnezeu evreilor, scrie în Deuteronom, capitolul 8, când vei merge în țară și vei vedea că ai pom roditor și case pe care alții le-au zidit, să nu te apuci o formă de amnezie spirituală și să zici, eu am câștigat astea. Zice, nu tu, nu caracterul tău te-a făcut să intri în țara asta, ci bunătatea lui Dumnezeu. Când toate ale creației se vede mâna Domnului, slăvit să fie El. Îl recunoaștem pe Dumnezeu? Când culegem fruct în grădină, când ne ajută înțelepciunea așa ca să conducem o mașină, ce spunem noi? Computerul de bord sau computerul ăsta e mai puternic? Pentru cel de bord am plătit, pentru asta trebuie măcar să mulțumim. Și să recunoaștem că Dumnezeu ne-a înzestrat cu capacitate. Dar problema se pune în primul rând în plan spiritual. Vom recunoaște adevărul sau nu vom recunoaște? Deschidem Scriptura la Luca 20. Am fost plecat duminică între slujbele de la noi la un botez. Erau acolo mai mulți prieteni, cum ne spunem noi, și i-am întrebat, asta era întrebarea de fond. Voi n-ați fost informați sau nu vreți să primiți informații? Au venit la Domnul elita vremii de atunci. Citeți versetul 1. Preoții cei mai de seamă sunt cetele, cele 24. Cărturarii și teologii vremii aceleia cu bătrânii. Conducerea sinodală. Și i-au zis, spune-ne, cu ce putere faci tu aceste lucruri? Sau cine ți-a dat puterea aceasta? Știți, după ce episod au întrebat ei așa? Nu după ce au văzut o minune, ci după ce Domnul cu autoritate a scos pe pungaș din templu. Nu i s-a putut împotrivi nimeni, avea o putere spirituală. Și Domnul a răspuns foarte simplu. Uite, vă întreb și eu, botezul lui Ioan de unde venea? Nu știau ei? Dar ascultați cum au răspuns. Citesc versetul
7. Atunci au răspuns că nu știu de unde venea botezul lui Ioan. Și Domnul le-a spus că sunt doar două alternative și trebuie doar să bifeze una din ele. Dar să spunem că vine din cer, ne afectăm imaginea noastră. Cum adică vine de la Dumnezeu, noi stăm pe scaunul rânduit de Dumnezeu și noi nu împlinim. Și Domnul le-a spus, dacă voi nu știți, nici eu nu vă mai spun și așa rămâneți pe mai departe, cum e vorba aceea cu un nu știu în brațe. Și așa au rămas. Citim în Ioan capitolul 4. Despre discuția Domnului cu femeia din Sihar. Ea întreabă, unde trebuie să ne închinăm? Pe muntele de la nord? Pe muntele de la sud? Unde e templu adevărat? Că erau două. Și zice Domnul versetul 22, voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Și multă închinare în ignoranță. Bieții oameni. Dar scrie mai departe versetul, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei, de acolo venea cunoștință. Dar pentru aceasta e nevoie de Duhul lui Dumnezeu și rugăm să ne lumineze mintea. Dar la cine luminează Dumnezeu mintea? La cine e sincer? La cine vrea? Pentru că este un principiu. Suntem tot în Ioan, citim 7:17. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască. Cu alte cuvinte, dacă intri într-o cameră și ai un gând bun, îți arată Dumnezeu de unde s-a prins becul. Dacă te duci cu gând rău acolo ca și cei ce au năvălit la casa lui Lot, nu găsești nici ușa. De cum întrerupătorul? Asta este. Dumnezeu are percepe să se ascundă. Și vor rămâne unii ignoranți. Cum spuneam, câtă teorie pe evoluție. Deși ceva absurd. Adevărul e că și un copil ar putea să râdă de pseudosavanții aceștia. Și dacă un copil ne-ar spune, la mine în jucării peste noapte s-a întâmplat o minune. Cum vă spuneam, de la apă călduță, pe dimineață am avut un pui de găină. Am râde, nu? Dar așa ceva cred oamenii. Sau idolatria, să se închine la o bucată de lemn. Dar așa cum oamenii se închină în alte zone ale globului? Dar nu socotesc indienii vaca sacră? Îi dai respectul și că trece generalul dacă traversează înaintea mașinii, nu? În India. Atâta cred, atâta știu. Am citit recent că în Islanda rata de ateism este undeva la aproape de 100%. Când acolo s-a dovedit, și asta e real, că oamenii de fapt nu pot să fie atei. Se întorc la religiile păgâne din antichitate, e un neopăgânism. Și se închin la zeu cu tare. Vieții oameni. Doamne, luminează-ne mintea. Însă cea mai mare ignoranță, ignoranța păcatului. Păcatul este o nebunie. A face rău e dovada cea mai mare că nu știi. Zice în Proverbe, capitolul 5, când e vorba de păcatul imoralității. Citesc de la versetul 6. Despre femeia imorală. Așa că ea nu poate găsi calea vieții, rătăcește în căile ei și nu știe unde merge. Apoi iată lamentația bărbatului care s-a abătut la drumul ei. Versetul 12. Cum am putut eu să urăsc certarea? Cum a disprețuit inima mea mustrarea? Adică, vinde cât am fost de prost. Întoarcem la capitolul 7. Scrie aici de la versetul 23 că un om care se duce la o femeie este ca pasărea care dă busna în laț, fără să știe că o va costa viața până ce săgeata este străpunge ficatul. Versetul 27, casa ei este drumul spre locuința morților, drumul ei este bogoară spre locașurile morții. Dar cine se duce pe acolo? Cel care n-ascultă de la versetul 1, fiule, ține sfaturile. 2, ține sfaturile și vei trăi, păzește învățăturile. Versetul 6,
Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam printre zăbele, am zărit printre cine încercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Asta e cea mai mare ignoranță, ignoranța păcatului. Așa au fost ninivenii. Nu știau deosebit stânga de dreapta. A venit lumina de la Dumnezeu prin profet, sub amenințarea pedepsei, și s-au trezit. Asta e cea mai mare ignoranță în lume, că e atâta păcat. Cunoaștere, cum e scris, că vrea de urmă cunoștința va crește, dar și ignoranța păcatului va atinge culmi nebănuite. Doamne, dă-ne priceperea aceea de a nu păcătui. Și dacă nu avem mare deșteptăciune, dar să pricepem atâta să nu facem rău, să nu ne facem vinovați înaintea Domnului. Și apoi încă un aspect aici și ultimul. Nu cumva să ne facem vinovați să transmitem cuvinte lipsite de adevăr, să fim transmițătorii informațiilor ireale, cu sau fără rea intenție. Asta e strigarea nebuniei. Și cum vă spuneam, se bucură de clienți. Întoarcem pagina aici, Proverbe capitolul 9, de la versetul 13. Nebunia este o femeie gălăjoasă, proastă și că nu știe nimic. E așa de totuși la ușa casei sale, pe un scaun, pe înălțimile cetății, ca să strige la trecătorii care merg pe calea cea dreaptă. Auzi, chiar pe noi vrea să ne rătăcească, cum e scris, cum spunea Domnul, chiar și pe cei aleși. Cine este prost, vin aici. Iar celui fără minte zice, apele furate sunt dulci, pâinea luată pe ascuns este plăcută. El nu știe că acolo sunt morții și că oaspeții ei sunt în văile locuinței morților. Ce trist! Și cum mai spuneam, adesea lipsa informației, deci ignoranța trece cu titlul de informare. Amintiți de cărțile care sunteți mai în vârstă, care erau pe vremea comunistă. Materialismul, dialectic, științific. Ce științific? Unde-s cărțile acelea? S-au dus, se vor duce toate. Zice aici tot în Proverbe 12 cu 23, omul înțelept își ascunde știința, dar inima nebunilor vestește nebunia. Inima nebunilor vestește nebunia. Spune mai departe la alții. Sau cum spune Pavel în 1 Tesaloniceni, capitolul 6, asta e în plan religios, ne păzească Domnul de așa ceva. Scrie aici de unii care nu răspândesc învățătura sănătoasă, versetul 4, 1 Timotei 6 cu 4, au boala cercetărilor fără rost. Dar scrie în versetul următor că de fapt sunt stricați la minte, lipsiți de adevăr. Să studiezi minciuna. Să-i faci pamflete și versuri. La ce ajută asta? Și dacă ar fi să mergem așa prin oraș, ce să mai spun dacă intri pe internet sau dai drumul la un post de radio sau de televiziune să asculți? E plătită nebunia să povestească. Se spune că în antichitate un om mai deștept între ei, măcar că și grecii au fost așa ca ei, s-a dus la frizer, la barbier și trebuie să stea la rând că era altul înaintea lui și în timp ce îl barberea pe cel de dinainte, frizerul, văzând că a venit acum filozoful, a vrut să facă și el pe cunoscătorul și a început să povestească, dar vă dați seama că era mai pe din afară, ceea ce l-a iritat enorm pe filozof, că nu se pricepea la retorică, la... au fost grecii avansați în anumite domenii. Și când îi vine rândul lui, zice, maestre, cum să vă bărberesc? Ce, am o singură dorință, în tăcere. Pentru că, efectiv, este o oboseală. Când îți dai seama că cineva transmite eroarea, o face cu pasiune, poate să fie și aclamat, Doamne, ferește-ne de nebunia asta. Mai bine puțin înțelepciune decât multă nebunie. Două exemple și am încheiat. Fariseii, câtă ignoranță. Se credeau cărturari, aveau deja comentarii la comentarii. Rămăsese doar la legea lui Moise. Și ce le spune Domnul? Vă amintiți cuvintele alea din Matei 23, că sunt dure.
nebuni, orbi. Doamne, dar nu-i prea josnic. Era real. Nu vedeau. Strecurau țânțarul și înghițeau cămila. Vă dau seama. Imaginați-vă să dea alarma că a intrat un țânțar în casă. Să defileze cămilele și nimeni să nu miște. Atât de ridicole erau. Și ei credeau că stăpânesc informația. Și despre Domnul spuneau, până n-a fost la școală, ucenicii n-au învățat. Aveau diplome. Ignoranță. Grosolană ignoranță. Vă citesc din Ioan 12 cu 35 despre ei. Iisus le-a zis, lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru, umblați ca unii care aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul. Cine umblă în întuneric nu știe unde merge. De fapt, de ce nu voiau ei să vină la lumină? Să nu li se vădească faptele. Și al doilea exemplu, atenienii pe care îi aminteam, fapte 17. Se credeau cei mai și se spune că i-au bătut pe romani în plan cultural, științific. Să citesc de aici doar un verset ca să vedeți cine se credeau atenienii. Fapte 17, versetul 21. Căci toți atenienii și străinii cine își permitea să meargă să stea la Atena, nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Și când Pavel le-a vorbit despre ceva ce lor le era necunoscut, l-au ascultat până la un punct. Și când a contrariat teoriile lor, au zis ei, scrie aici în versetul 32, asupra acestui lucru te vom asculta altă dată, vieții oameni. Era o stare să stea toată ziua, toată viața, să audă ceva nou. Și când era să audă adevărul, a zis, asta nu. Câți oameni cu carte sunt în lumea asta? Sau poate mai corect ar fi să spun cu cărți, dar fără carte, cu referire la Biblie. Mulțumim Domnului că ne-a învățat care carte trebuie citită mai întâi. Dar evreii și abecedarul aveau cu Tora. Pentru că aici este înțelepciunea lui Dumnezeu, mulțumim pentru aceasta. Încheiem, dragii mei, reafirmând că Dumnezeu a făcut informările necesare, El nu-i vinovat. Ne-a informat prin creație, ne-a informat prin revelație. Dar dacă noi nu primim, dacă noi nu păstrăm, Dumnezeu nu-i de vină. Scrie în Romani, capitolul 1, de la versetul 19, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit. Versetul 21, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat, s-au înfălit că sunt înțelepți, că sunt informați. Erau nebunit, de fapt erau ignoranți. Asta e realitatea lumii. Să ne facem datoria la biserică, să ne facem datoria acasă, cum scrie în Psalmul 78, că Dumnezeu a dat o lege, ca părinții și-și învețe nea copiii, zicea Asaf în debutul psalmului, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi și îmi place adesea să spun că înțelepciunea creației întrece cu mult înțelepciunea din laboratorul vremii noastre. Bieții oameni în vremea noastră vor nu cumva să ne depășească computerele și să ajungă inteligența artificială superioară inteligenței umane și Doamne ferește, parafrazez eu, zic ei, să ne domine computerul, să-și bată joc de noi, să ne facă robi, că evrei pe gabaunici. Ne îndându-și seama că adevărata înțelepciune nu e în laborator, ci la bunul nostru Dumnezeu. Și rețineți ultima idee. Informația pe care o primește un om și pe care o și transmite este prestabilită de Dumnezeu, cum era acel un cuvânt într-o duminică seara, în funcție de starea spirituală a omului. Vrei să vii la lumină, Dumnezeu ți se descoperă. Îți place la întuneric, dă Dumnezeu încă o besnă. De nu o să-ți vezi
cum e vorba, nici mâna. Scrie în Ieremia, capitolul 9, cu ce ar fi drept și bine să se laude oamenii. De la versetul 23, înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui. Cel tare să nu se laude cu tăria lui. Dar tocmai asta fac vieții oameni. Bogatul să nu se laude cu bogăția lui. Și cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că mă cunoaște. Și știe că eu sunt Domnul. Și m-a uimit, n-am observat până acum în Scripturi, că în cartea profetului Ezechiel scrie de peste 50 de ori expresia și vor ști că eu sunt Domnul. Adică Dumnezeu în final îi va face pe toți oamenii să afle ce acum nu vor. Și vor ști la judecată, la urmă, să ne ajute Domnul să știm de acum că ăsta e marele har, să-L cunoști pe Dumnezeu, numele Lui să fie slăvit. Dar cunoașterea e în funcție de acest principiu ultim care l-am menționat, cum scrie și în Daniel 12 cu 10, niciunul din cei răi nu va înțelege. Dar cei pricepuți și priceperea știința sfinților, vrei să fii sfânt? Te luminează Dumnezeu. Dar cei pricepuți vor înțelege. Doamne, aprinde-ne lumina și dă-ne priceperea să rămânem în lumină. Amin.